Epoca pietrei pentru clasa 8-a. În clasa 8-a, lecția despre epoca pietrei este tratată mai în detaliu, punându-se accent pe procesele de evoluție socială, economică și tehnologică ale oamenilor din această perioadă. Se insistă mai mult pe înțelegerea diferențelor între etapele epocii pietrei și impactul lor asupra dezvoltării civilizației. Caracteristici detaliate. Paleoliticul, durata extinsă aproximativ 2,5 milioane de ani până în jurul anului 10.000 înainte de Hristos. Oamenii erau vânători și culegători, iar stilul de viață nomad era determinat de necesitatea de a găsi hrană. Primele utilizări ale focului și apariția primelor unelte din piatră cioplită pentru vânătoare și tăiere. Arta paleolitică, primele forme de artă, cum ar fi picturile rupestre pe peșteri. Apariția primelor credințe primitive legate de natură și de circuitul vieții. Mezoliticul, în această perioadă vânătoarea și culesul continuă, dar apar tehnici mai avansate de utilizare a resurselor. Încep să fie confecționate unelte din os și corn, iar arcul cu săgeți devin comune. În anumite regiuni au apărut forme timpurii ale agriculturii și domesticirea animalelor, dar oamenii erau încă seminomazi. Neoliticul, revoluția agricolă, oamenii au descoperit agricultura, ceea ce a dus la dezvoltarea primelor așezări stabile. Așezările erau mici sate, cu case construite din lut, piatră sau lemn. Șlefuirea uneltelor a permis realizarea unor unelte mai complexe, cum ar fi topoarele și secerile. Domesticirea animalelor. Oamenii au început să crească animale pentru hrană și muncă, cum ar fi vite, oi, porci. Apare olăritul și alte meșteșuguri precum țesutul, prelucrarea pielii. Structurile megalitice în anumite locuri sunt în Stonehenge. Au fost ridicate monumente uriașe care indică o organizare socială mai complexă. Elevii învață mai detaliat despre transformările sociale. Epoca pietrei reprezintă un punct esențial în înțelegerea începuturilor omenirii. Se oferă o introducere generală în viața oamenilor din această perioadă și se aprofundează procesele care